De câțiva ani, Spitalul Județean de Urgență Buzău funcționează la cotă de avarie în ceea ce privește numărul de medici. De-a lungul timpului, conducerea celei mai mari unități sanitare a organizat concursuri pentru ocuparea unor posturi libere, însă puțini au fost cei interesați. Aceeași situație se înregistrează și acum, când au fost scoase la concurs 20 de posturi de medic în aproape toate secțiile unității. Doar 4 candidați și-au depus dosarele până la finalizarea perioadei de înscriere la concurs. În această perioadă va avea loc un nou concurs pentru medici, s-au înscris deja candidați și avem următoarele specialități: un post de medic rezident la compartimentul dermatovenerologie, un post de medic rezident la secția ORL, un post de medic primar la radiologie și imagistică medicală și un post de medic primar la chirurgie generală. Totodată, alte 2 posturi de medic la Spitalul Județean Buzău vor fi scoase la concurs în perioada următoare. Vor mai fi scoase încă 2 posturi de medici, un post de medic specialitatea ATI la compartiment ATI-OG și un post de medic specialist la secția cardiologie. În prezent sunt descoperite mai multe posturi pe secții, situație ce obligă conducerea spitalului să continue politica de atragere a medicilor. Cele mai mari probleme sunt pe secțiile UPU și Oncologie. Probleme sunt și la Centrul Multifuncțional de la Pârscov, unde au fost scoase la concurs 2 posturi de medic, însă niciun candidat nu s-a înscris până acum. Pentru a atrage medici la Spitalul Județean Buzău, Consiliul Județean oferă mai multe facilități. În prezent, medicii care vin din alte localități să profeseze în Spitalul Județean beneficiază de decontarea cheltuielilor de chirie și întreținere în limita a 1.000 de lei.